Ne bucurăm din toată inima pentru o seară cu o asemenea dimensiune spirituală, domnule primar, domnule viceprimar și onorat asistență. Vremea aceasta este o vreme de binecuvântare și de bucurie. Suntem în postul Crăciunului și cu toții așteptăm nașterea lui Hristos, care nu se mai naște în Betlehem, ci în sufletul fiecăruia dintre noi. Iar colindele sunt acele care ne pregătesc, care ne definesc. Spunea cineva, și mi-a plăcut această remarcă, un părinte, că dacă s-ar pierde Sfânta Scriptură, noi românii am descoperit-o în bucuria colindelor noastre. Și dacă ne gândim la toate celelalte, orice veste, trei crai, la Vifleem și așa mai departe, toate celelalte, descoperim motivul pentru care Hristos a întrupat, venind să se nască și să crească, să ne mântuiască. Colindele sunt și pentru copii și pentru vârstă și pentru toți împotrivă. Sunt hrană pentru suflet. Ne bucurăm că în acești 7 ani, de când s-a înființat Episcopia Devei și Apunedoare, prin grija Preasfințitului Părinte Gurie și a tuturor celor care au înțeles că este o misiune de slujire și de dragoste, s-a înființat și această curală sacerdote, s-a pătruită, cum spunea Părintele Adrian, că le mulțumesc pentru bunăvoință și pentru chemare, compusă din teologi, din diaconi și preoți, conduși de Părintele Arhidiacon Daniel Balea și care ne vor prezenta un scurt program, un mănunchi de colinde, cele mai consacrate, cele mai cunoscute. Vă doresc să rămâneți cu suflete de copil, cu bucurie în suflete și cu toată dragostea pentru așteptarea venirii lui Hristos. Să-i aplaudăm pe invitații noștri.